Se întâmplă de multe ori. Aud despre o anumită familie, despre un tânăr, un anumit caz. Și aud așa, îmi spune cineva, cum am auzit? Pun mâna pe telefon și dau telefon la un alt coleg slujitor. Păi frate, am auzit de fapt. De când știu eu chestia asta? De când știu? Cum, domnule, dumneata le știi de atâta timp? De copilul ăsta. Ai vorbit cu părinții? Nu, dar-și treaba mea îți vorbesc. Măi, omule, dacă copilul ăsta se pierde sângele lui, știi a cui mâini? Cum îți permiți tu să lași copilul? Tata să nu știi, ceilalți nu știi, tu să știi, să te râzi așa că îți duci în prăpastie fără parașută și ai tu un spectacol pe gratis așa. Măi, ce slujitor ești tu, măi? Da, că am zis, măi, hai împreună, măi, să mergem să discutăm, să vedem, e adevărat, nu e adevărat, și dacă e adevărat, ce putem face, măi? Fii vertical înaintea lui Dumnezeu ca slujitor. Nu te juca cu sufletele altora. Ai aflat o minciună, te duci direct la sursă. Constați că e minciună, stai liniștit.